Ține frățiorul, noi trebuie să plecăm în oraș. Drag frățioare, am rămas noi doi singuri în lumea asta. Las ca să am eu grijă de tine. Nu, frățiorul meu, ne-au despărțit. Nu știu cum tu, Ioana, dar eu n-am chef să ies pe acest timp afară. Actele, da. Trebuie să mă gândesc undeva le-am pus. O să le găsesc și eu, o să le aduc, da. Ce să mă fac eu, de unde să iau eu actele? Poate să uite. Așa, se apropie ziua Ioanei, iar trebuie să facă 19 ani. Dar noi când l-am luat pe Gabi, Ioana avea 10 ani, 7 ani în urmă. Ioana, ai găsit actele? O să mă duc eu într-o zi să le iau. Păi dacă vrei, hai să mergem împreună să le luăm. Ioana, ai găsit actele? Nu, eu le caut. Gabi, a venit timpul să afli adevărul. Da, ea este sora ta. Ioana, uite cum e viața la orfelinat. Dacă nu vrei, nu-mi răspunzi. Cum să-ți spun? Nu doresc la nimeni să ajungă la orfelinat. Când vezi că te uiți pe geam și merg familiile cu copii fericiți, și tu stai singur aici și când vezi că vine o familie tânără, ești bucuros că o să te ia pe tine și, la final, nu te ia. Ia pe altcineva. Îmi pare rău pentru tine, dar și mie mi-a fost greu. Poate mergem la orfelinat să căutăm și acolo actele dacă nu le găsești. Să nu pierdem timpul. Of, nu prea mă simt bine. Mă doare capul. Ah, ok. Fă-te bine. Atunci mergem mai târziu. Bună ziua! Bună ziua, sunt de la orfelinat. Da, vă ascult. Așa, după informația mea, aici se află o minoră cu numele Ioana, care a fugit recent de la orfelinatul nostru. Minoră? Hai treceți în casă, să discutăm în casă. Intrați, vă rog. Da, bine, mersi. Bună ziua. Bună. Voi stați aici, noi avem ceva de discutat. Domnul Vieni, luați loc. Da, mersi. Eu acum își fac o cafea repede și vin. Da, vă mulțumesc. Țineți o cafea? Cred că o să avem o discuție lungă. Da, desigur. Mulțumesc. Vreau să aflu mai multe despre Ioana, pentru că informația pe care o am eu nu coincide cu cea a dumneavoastră. Păi ce pot să vă spun?
Acum 7 ani în urmă, când Ioana avea 10, ea a ajuns la noi în orfelinat. Și acum, având 17 ani, a fugit de la noi și nu pot să înțeleg de ce. Dar după cum știți, legea prevede că până la 18 ani noi ducem răspundere de ei și ei nu au voie să părăsească teritoriul orfelinatului. Da. Și știți că dumneavoastră comiteți o crimă că o țineți pe Ioana aici? Eu nu am știut că ea are 17 ani și încă și că a fugit de la orfelinat. Ea nouă ne-a spus că are 18. Cu 7 ani în urmă, de la orfelinatul dumneavoastră l-am adoptat și pe Gabriel, frățiorul Ioanei, pe care l-ați văzut când ați intrat. Iată și motivul pentru care a fugit. Da, acesta este motivul. Înțelegeți că Ioana trebuie să meargă înapoi la orfelinat până nu împlinește 18 ani, pentru că noi purtăm răspundere. Eu nu vreau ca Ioana să plece! Nu, nu, nu vreau înapoi la orfelinat! Ioana, eu nu te dau la nimeni! Tu ești sora mea! Nu pleci nicăieri! Gabi, nu-ți fă griji, Ioana nu pleacă nicăieri, ieșiți de acolo. Nu, tata, eu nu te cred. Gabi, eu singura sunt vinovată. Mi-am făcut-o cu mâna mea. Ioana, nu-ți fă griji, totul o să fie bine. Stai puțin, eu am o idee cum se poate rezolva această problemă. O să aveți puțină treabă cu actele, dar în schimb se merită. Cum se poate de rezolvat? O să trebuiască să semnați niște acte și puteți să deveniți tutela ei. Ce înseamnă tutela? Asta înseamnă că dumneavoastră o să duceți răspundere de Ioana până nu împlinește 18 ani. Ioana, ai auzit? Putem rezolva problema fără ca să pleci la orfelinat. Tată, serios? Putem să rezolvăm problema? Da, putem. Chiar acum ne apucăm de treabă. Să mergem, domnule Vini. Da, mergem. Da, da. Da, eu am înțeles. Chiar acum vă aduc actele, da. Da, cred că în 15 minute o să fiu acolo. Da, da. Am strâns ultima semnătură asta. Da. O, sunt tutela Ioanei deja? Da? O, super. Mulțumesc, mulțumesc mult. La revedere. În sfârșit. Ioana, Gabriel, veniți încoace! Am o noutate pentru voi. Plăcute. Care? Oficial, începând cu ziua de azi, eu o să fiu tutela ta. Ioana! Da, da! Adu-mi-te rocheile, că le-am uitat. Dar unde sunt? La mine în cabinet, acolo unde sunt actele. Ah, ia că te-ai zis.